Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Modernizarea străzii industriilor din Onești. Activități duhovnicești la spital. Jandarmii au făcut o mare surpriză Lucianei, tânăra care suferă de o afecțiune gravă. Laurențiu Neghină, primarul Oneștiului, alături de președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, de europarlamentarul Dragoș Benea, de prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, de vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Celu Banfil, au susținut o conferință de presă la finalizarea lucrărilor pe strada industriilor. Acest proiect de infrastructură nu doar că aduce beneficii practice, dar reprezintă și un semnal puternic de susținere pentru mediul de afaceri și un angajament ferm față de dezvoltarea comunității. Important, zic eu, pentru comunitatea noastră, nu atât pentru comunitate, cât și mai important pentru mediul de afaceri ce își desfășoară activitatea în zona industrială. Scopul întâlnirii este finalizarea lucrărilor pe calea industriei, un tronson de drum extrem de important și care necesita de urgență nu doar o modernizare, ci o reabilitare totală. Drumul cred că are peste 50 de ani. Nu pot să spun exact, dar cu siguranță a fost realizat în perioada în care s-a realizat zona industrială. Despre proiect îl voi ruga pe domnul președinte al Consiliului Județean să ne vorbească, pentru că Consiliul Județean este principalul finanțator al acestui drum. Știm cu toții că proiectul este finanțat în proporție de 90% de către Consiliul Județean și doar 10% de la bugetul local. Un mare sprijin venit din partea instituției partenere pe care o avem tot timpul alături. Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să punctez și celelalte obiective în care am avut sprijin și parteneriat în mai multe proiecte realizate la Onești în ultima perioadă de timp. Nu pot să spun că este cel mai important, dar este cel mai vizibil și pe care oneștenii îl apreciază foarte mult. Este vorba de piațeta Casei de Cultură sau piațeta Catedralei, cum folosim mai nou ca și titulatură, pentru că este cea mai importantă reprezentativă clădire din zona respectivă, unde am avut o cofinanțare de 5 milioane de lei. Fără această sumă ne era aproape imposibil să realizăm acest proiect. Fie ar fi trebuit să ne împrumutăm, să luăm un credit pentru a finaliza, pentru că eram obligați să finalizăm proiectul respectiv, fie să tăiem din alte investiții pe plan local. În același proiect a intrat și Biblioteca Municipală, încă 5 milioane finanțare și pentru Biblioteca Municipală. De asemenea, în acest moment se lucrează la sala polivalentă Nadia Comăniciu, unde și aici avem o asociere și o cofinanțare de 3 milioane. Cu toate drumurile sunt mai multe pe care am avut susținere. Un alt drum care nu a avut o valoare atât de mare, dar a fost extrem de important și a venit ca și o gură de oxigen, este vorba de strada Eduard Seichel, cartier sat catolic, pe care locuitorii zonei au simțit această investiție direct și au apreciat-o foarte mult. Avem la fel susținere pe calea Caraclăului, o importantă susținere și cofinanțare a fost pe anveloparea eficientizarea energetică a spitalului și instalarea de panouri fotovoltaice. De asemenea, la fel, susținerea aici a fost sprijinul mai amplu în în luna decembrie anului trecut, doamne senator și
o doamnă deputat, parlamentare ai Partidului Social Democrat, au venit cu un amendament la rectificarea bugetară din decembrie și am primit o finanțare pentru achiziționarea unui angiograf, 1,5 milioane, după care a urmat o asociere la fel cu Consiliul Județean și a mai primit diferența de 3,7 milioane. La momentul ăsta se instalează din estimările conducerii spitalului în maxim o lună și 1,5 luni va fi funcțional acest angiograf. În zona Moldovei, cel puțin în apropierea Oreștiului, suntem primii care avem acest aparat extrem de important. O altă veste bună, la fel în luna decembrie, la rectificarea bugetară, tot din fondul rezerva Guvernului, tot la inițiativa grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, am primit finanțare pentru construirea unui heliport. Cu construirea heliportului pot spune eu că se închid cumva investițiile la în cadrul spitalului și nu se închid că nu ar fi fonduri, ci că nu prea mai avem ce să facem. Avem cam tot ce ne trebuie la spitalul din Onești, avem unul dintre cele mai bine dotate spitale din România. Luciana Gabriela este o luptătoare, dar trece printr-o perioadă grea și se confruntă cu o afecțiune medicală gravă. Luciana Gabriela a împlinit 18 ani. Visul ei este să facă parte din echipa jandarmilor Băcăuan, dar de ziua ei a avut parte de o frumoasă surpriză chiar din partea celor pe care îi îndrăgește. Luciana este din Târgu Ocna și în aceste momente grele nu are nevoie de altceva decât de susținerea semenilor, care o pot ajuta să se însănătoșească. Situația financiară precară a familiei nu îi permite să facă tratamentul săptămânal la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, care îi poate oferi o șansă la viață. Mesajul ei este foarte emoționant. Astăzi, de ziua mea, la împlinirea celor 18 ani, am avut cea mai frumoasă surpriză din viața mea. Nu aveam nici măcar o idee că de ziua mea vor veni jandarmii Băcăuan. Venirea lor m-a făcut și mai mult să cred în mine, în visele mele de a deveni jandarmeriță, în a fi puternică mai departe, în a zâmbi mereu și a face totul pentru visele mele. În acești 18 ani am învățat multe. De acum încolo vor veni alte experiențe, alte probleme, alte lucruri mărunte, alte dificultăți și cel mai mult vor veni multe, multe zâmbete, multă putere, multe vise de realizat. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că am avut experiența de a vă cunoaște personal. Datorită vouă, astăzi sunt ceea ce sunt. Uitându-mă la voi, am devenit mai puternică, mai zâmbăreață, mai curajoasă în problemele de zi cu zi și vreau să ajut lumea cu orice pot. Lupt să ajung acolo unde îmi doresc, lângă voi, în Jandarmeria Română. Strigă ei de ajutor a ajuns și la urechile jandarmilor Băcăuani, care i-au întins o mână de ajutor și o vor sprijini în continuare prin donațiile făcute. La mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani, trăiască, Gabriela să trăiască, la mulți ani, Gabriela! La mulți ani, cu cazia zile, bine, am avut o cazie bună așa, doar cu mama. Ești emoționat, așa-i? Am vrut să-ți facem o surpriză, noi știm că tu urmează să pleci la București. Ia ajut-o cu... Am avut o cazie să ne cunoaștem, că noi am vorbit doar la telefon. Să știi că, pentru că tu ești o fată curajoasă, și pentru că vei lupta și vei veni în echipa noastră pentru că orice vis devine realitate atunci când credem cu tărie în el. Ți-am adus și o mică amintire să o ai din partea noastră. Este vorba despre o felicitare. Felicitări cu ocazia aniversării celor 18 ani. Vă promit că o să fiu cea mai mică. Cât am fost profundă, o voi fi să... Și vei promite că vei elimina și în echipa noastră? Am luptat până acum pentru boala asta, dar o să lupt și pentru problemele care se întâmplă. Activități duhovnicești la Spitalul din Onești. În perioada 2-4 februarie, la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca al Crimeei din Onești, a devenit locul unor evenimente cu puternică încărcătură emoțională și spirituală. Este vorba de secția de oncologie și paliație, unde credința și compasiunea au fuzionat într-un demers comun de susținere a celor aflați în suferință. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului,
cancerului. O parte din preoții protoieriei Onești au adus lumina credinței în spital, săvârșind taina Sfântului Maslu și oferind binecuvântare prin stropirea cu aghiazmă în saloanele celor două secții. Acest gen de susținere spirituală a dus alinarea pacienților imobilizați la pat, aruncând o rază de speranță în locurile unde suferința este o prezență constantă. Într-un moment special, preotul Ilarion Mâță, consilier eparhial la sectorul social filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a rostit o rugăciune de vindecare, alcătuită de înalt preasfințitul părintei Arhiepiscop Ioachim. A subliniat de asemenea importanța colaborării dintre biserică și spital în vederea vindecării sufletești și trupești a pacienților, evidențind inițiativele desfășurate în cadrul proiectului eparhial sociomedical Bolnava am fost și m-aș cercetat. Sâmbătă și duminică, 3-4 februarie, preoții de caritate ai spitalului, preotul Petrică Cuibar și preotul Samuel Pricaz au continuat acțiunile duhovnicești, aducând spovedanie și împărtășanie pacienților. Au propovăduit și au susținut cateheze tematice, reflectând valorile anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. O adevărată comuniune spirituală s-a înfiripat în aceste zile la spitalul din Onești, unde credința și îngrijirea medicală s-au împletit pentru a oferi susținere pacienților, iar preoții au adus lumină și cuvânt de alinare în locurile umbrite de suferință. Lecție de legislație rutieră predată de polițiști. Pe 5 februarie, polițiștii biroului rutier Bacău au fost prezenți în mijlocul elevilor de la unitate de învățământ din localitate și le-au transmis mesaje cu caracter preventiv privind traversarea corectă, respectarea semnelor de circulație, unde și cum de la ce vârstă pot merge cu bicicleta sau cu trotineta electrică, semnificația indicatoarelor rutiere, semnalele polițiștilor rutieri, comportamentul la locul de joacă, precum și prezentarea tehnicii din dotare. Elevii au primit recomandări astfel încât să nu devină victime ale infracțiunilor sau accidentelor rutiere. La finalul lunii ianuarie a avut loc conferința de presă susținută de directorul general al Raja Aurel Presură, de primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, dar și de către consultantul proiectului pe fonduri europene Gheorghe Boieru. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, un proiect ambițios ce asigură locuitorilor accesul la un standard normal de viață. De altfel, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină și-a exprimat mulțumirea față de implicarea celor de la Raja prin implementarea proiectului de alimentare cu apă. Suntem o companie de 25 de ani în România și supervizăm astăzi în România puțin peste 3 miliarde de euro în 148 de contracte de lucrări. Cu mare bucurie sunt la Onești și mie îmi place tare mult aici la dumneavoastră, pentru că am realizat o performanță, pot să-i spun, ceea ce nu în toate proiectele o regăsesc. Am reușit să formăm o echipă și eu mulțumesc și colegilor de la Laurențiu H și colegilor de la OXA, că împreună cu domnul primar și beneficiarul să formăm o echipă în care nu am avut nicio zi întârziere ținerii avizelor, ceea ce e foarte important. Pentru dumneavoastră, și ca să mă explic puțin, orice zi de întârziere a unei avize, autorizație, înseamnă foarte mulți bani, pentru că ea se transpune foarte repede în pierderi pe care e greu să le cuantifici și să le aduci apoi la bază. Am reușit la dumneavoastră în Onești să formăm această echipă, să finalizăm aceste proiecte, să fie de fapt un început, pentru că responsabilitatea este mare. Am făcut aceste uzine, ele trebuie să operate de Raja, sunt convins că le va face foarte bine, am venit în sprijinul cetățenilor. Le mulțumim că, chiar dacă i-am mai deranjat, poate și de sărbători câteodată, pe unele străzi, am mai deranjat și copilașii care mergeau la școală, dar am trecut peste aceste momente mai grele și am reușit să obținem performanță. E foarte important ca cel care conduc proiectul europene în 16 județe astăzi din România, vă spun că e foarte important implementarea acestor proiecte, creează un mecanism în cadrul și al nostru, al beneficiarului, al constructorilor, dar și în cadrul primăriei și al oamenilor de pe stradă. Formează acel mecanism de absorbție și implementare a acestor bani. Formează o disciplină. Ne creează acea relație de respect între oameni și asta e foarte important. Aceste lucruri nu se văd acum și poate nu se văd în primele proiecte cum e și acesta la noi, pentru că noi nu aveam apă. Am rezolvat această problemă, una din
lucruri foarte importante. Apoi se vor vedea și beneficiile. După ce îi dai omului și populației apă, te aștept și la alte beneficii. Noi aici suntem. Raja aici este cel mai mare operator din România. Astăzi e o mândrie pentru România și eu sunt foarte mândru că lucrez de 18 ani pe proiectele lui Raja, pe proiecte mai mari de 1 miliard de euro și pentru mine este un exemplu. Dacă eu am această onoare, am și responsabilitatea să finalizăm în condiții foarte bune aceste proiecte, așa cum sunt și cele de la Onești și în care vreau să închei, chiar dacă așa este domn primar, toți primarii din România văd în comunitatea lor ce este mai bun și fac bine pentru comunitate. Ați reușit lucrul acesta și eu vreau totuși să vă mulțumesc, pentru că pe noi știți ce ne doare. Avizii, autorizații, orice acțiune să ne sunăm acum, peste două ore să o rezolvăm, populația să fie ok, noi să fim ok și să nu supărăm pe nimeni. Vreau să mulțumesc cetățenilor care poate le-am creat unele probleme și poate le mai creăm pe unele străzi, însă o facem cu responsabilitate și vrem să conducem aceste proiecte în condițiile cele mai bune. Vă asigur că de fiecare dată o să venim în fața dumneavoastră și a cetățenilor să explicăm, să vorbim despre proiectele noastre din zonă și să știți că ne-am propus să facem aceste proiecte, ne propunem să facem în continuare alte proiecte și vom reuși. A spus domnul Boieru de Raja Constanța, așa este, suntem cel mare operator de apă, dar în primul rând pentru că am investit foarte mult. Am investit peste 1,2 miliarde de euro. Începând din 1996 până acum avem 1,2 miliarde de euro. Mai avem un plan să mai investim încă 385 de milioane de euro în PDD, Programul de Dezvoltare Durabilă. Toate localitățile unde Raja operează vor beneficia în totalitate de serviciul de apă, de alimentare cu apă și canalizare. Mă refer și la cele din mediul rural unde sunt localități sub 2000 de locuitori. Așa este directiva europeană, trebuie să o respectăm. Noi nu avem nicio problemă cu infringementul. Noi suntem, cred că, singurul operator care ne-am atins indicatorii încă din acest moment. Adică suntem cei care putem spune că furnizăm apă, serviciu de apă și canalizare pentru toate localitățile unde există mai mult de 2000 de locuitori. Recent, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a făcut o succintă prezentare a proiectelor ce urmează a fi implementate anul acesta în județul Bacău, menționând faptul că instituția pe care o conduce este un partener de încredere în concretizarea acestora. Fondurile europene, așa cum le-am spus, 95%, buget propriu 5%, valoare de 289 de milioane 320, 261 și cuprinde trei etape. Partea de execuție, proiectare, execuție și execuție lucrări, partea de dotare și partea de IT, de infrastructură IT. Eu sper ca să-l vedem cât mai curând, dat integrat în Spitalul Județean de Urgență. Cu ocazia asta rezolvăm și partea de spațiu din cadrul Spitalului Județean de Urgență, unde sunt nemulțumiți și încercăm să ne să regândim un pic secțiile în așa fel încât să devină sustenabile pentru Spitalul Județean de Urgență, ținând cont și de spațiile și de secțiile care vor funcționa în cadrul fostului Spital Municipal de Urgență, fostului Spital Municipal Bacău. Cum vă spuneam, da, puteți trece mai departe, apoi mai avem lucrări în desfășurare, tot în cadrul Spitalului Județean, lucrări de RECA la A, pediatrie, corp A și corp B. Corpul A a fost finalizat și deja este dat în funcțiune, corpul B se mai lucrează, finanțarea este din bugetul propriu, este o lucrare complexă pentru că ține și de faptul că facem lucrări de rezistență și lucrări de rezistență și plus sunt corelate și cu blocul operator pediatrie, unde se leagă un alt proiect al nostru pe nosocomiale.
în care venim și cu dotări și cu lucrări pe zona blocului operator din cadrul pediatriei. Bugetul total 31.835.990, lucrarea este în execuție și finalizarea acestei lucrări preconizat la nivelul anul mai 2024, integral. Vă rog. Tot pe, în acest domeniu, lucrări de extindere și dotare serviciului de anatomie patologică este în execuție, început în martie 2022, cu finalizare în august 2024. O lucrare extrem de necesară, ținând în cont de faptul că acolo avem și prosectura, se lucrează într-un spațiu extrem, extrem de strânt și totuși este un laborator extrem de important, extrem de important pentru Spitalul Județean de Urgență, pentru că acolo se fac și analize anatomopatologice. Și fluxul de analize a crescut din ce în ce mai mult. Și spațiul este insuficient. Valoarea proiectului de 15, nu, nu mai dar de 15 milioane, aproape 16 milioane de lei, suportat din, prin bugetul Spitalului Județean, dar de către Consiliul Județean. Apoi avem extindere și modernizare stației recepție și stocare deșeuri medicale, început în 2022, spre finalizare decembrie 2024, se află în execuție, 1.128.223 din bugetul propriu al Consiliului Județean. Avem un proiect extrem de important la care chiar am ținut foarte mult, deși inițial acest proiect picase, am făcut contestație, s-a reușit câștigarea în extremis acestui proiect. Dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecție nosocomiale, dar nu se referă doar la partea asta, adică se referă la partea asta, asta este proiectul, dar e compus din mai multe obiective. Unul dintre obiective e laboratorul de analiză microbiologică specializată, apoi dotarea spitalului cu echipamente destinate reducerii infecțiilor. Apoi avem și o parte care ține de aici, de la mai multe secții. Fiecare secție a transmis către noi necesar, care l-am prins și l-am prins într-un proiect și l-am transmis către prin fișa PNR și uite că s-a reușit și obținerea finanțării. Proiectul se află chiar în perioada de implementare, s-a declanșat proiectarea, este proiectare cu execuție, plus și s-a trecut la sistemul procedură de achiziție cu dotare cu echipamente medicale și, bineînțeles, după finalizarea proiectării, demarăm execuția efectivă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 8 februarie. Cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Vineri, 9 februarie. Vremea se mai încălzește. Cerul va fi parțial noros. Vom înregistra o maxima zilei de 15, chiar 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 9 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.